așa în mintea mea de multe ori tot reapare întrebarea asta. Cum se face că știm care e problema, și anume panica sau stresul de foarte multe ori, și parcă nu găsim soluții. Sau soluțiile pe care încercăm să le adoptăm, parcă nu funcționează. De câte ori nu s-au predicat pe anumite situații despre viața noastră, anumite lucruri care știm că ne confruntăm și ni s-au dat și soluții din Biblie, viața noastră e la fel. Și după 5, după 10 ani, se vorbește să nu ne impacientăm, să nu ne stresăm, Domnul e cu noi, da, toată lumea e de acord, toți strâng amin în adunare, se duc acasă și aceleași lucruri. Așa e și cu păcatul de foarte multe ori. Știm că nu e bine, mergem și la mărturisire și la urmă viața noastră e la fel. Știți ce se întâmplă de foarte multe ori? Suntem păcăliți. Suntem înșelați de diavolul. Spre exemplu, foarte mulți oameni, luăm ideea de congregație, de adunare, foarte mulți oameni consideră că dacă au un sentiment plăcut într-o astfel de sală, la adunare, un sentiment fain, o închinare oarecum plăcută, fie că derivă din muzica frumoasă, tobe, închinări, mâini pe sus, Iisus, tu ai promis, tu vei face, tu cu tare, și avem așa o stare, spunem noi, înălțătoare. Bucuria lor, extazul lor, sentimentele alea plăcute, e ca un balon pe care l-ai spart, cum ieși din adunare, nu le mai au. Știți de ce? Pentru că noi nu mai găsim plăcere și nu mai avem sentimentul ăsta de siguranță, de bucurie, care se derive din Biblie, din cuvintele lui Dumnezeu. Asta e mare problemă. Teama și frica noastră persistă în inima și în viața omului, pentru că pe ureche intră și pe alta iasă. Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă numai ce ni se citește în adunare. Alergăm la tot felul... Am auzit oameni de curând, oameni care alergă la tot felul de specialiști, cum ar fi, spre exemplu, Jordan Peterson. Oameni care să-i ajute cum să gândească, cum să le pună, la ce să gândească, la ce să nu să gândească și mai departe. Fraților, avem cuvintele lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vă rog să vă gândiți la câteva lucruri din textul care l-am citit. Câteva lucruri care reiese, se subînțelege ceva. Spre exemplu, când Moise se duce să salveze poporul după porunca lui Dumnezeu din Egipt. Știți că oamenii erau deja acolo de aproximativ 400 de ani? Și când Moise se duce acolo, nu era un popor dezorganizat? Să vedem care, câți sunt evrei, nu știm, câți sunt la număr, nu știm, pe unde s-a așezat ei, nu știe nimeni. Nu, 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 erau foarte bine structurați. Au venit ceata bătrânilor, au chemat, dacă vreți, patriarhii, capii de triburi. I-au chemat ceata, sinedrul respectiv, pentru că erau bine structurați. Un alt detaliu care reiese din text, vă veți uita și în Exod 13, că după 400 de ani, ăia nu doar că își aduc aminte de ce a spus Iosif, să nu uitați sau să nu lăsați oasele mele aici, după 400 de ani le găsesc, știu unde sunt, le împachetează, le iau cu ei și le duc acolo. Extraordinar. Dar cine a știut? Cine a știut unde e oasele lui? După 400 de ani, cine a ținut, dacă vreți, tot contabilitatea? Din generație în generație. Se subînțelege că erau bine structurați, că aveau cunoștință de cine sunt ei, pentru cât timp sunt ei aici, ce au de făcut ei când iasă de aici, nu dacă iasă, ci când iasă, 100% iasă. De ce? Pentru că asta le-a spus Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Erau îmbibați într-o cunoștință a ce a spus Dumnezeu despre ei. Asta e mare noastră problemă. Ne-am pierdut identitatea, nu mai știm cine suntem noi, încotro ne-am pornit, cine e de partea noastră, care ne este viitorul. Și încercăm prin tot felul de surogate, tot felul de experți, tot felul de idei, de terapii, să ieșim din stările noastre de teamă. Nu te scoate nimeni din starea de frică, de teamă, de anxietate, decât cuvântul lui Dumnezeu și încrederea în El, slăvit să fie numele Lui. Veți observa în textul acesta câteva lucruri importante și nu mă lungesc prea mult, dar rețineți un lucru. Ele, personajele de aici din textul ăsta, pot să ne vorbească fiecăruia dintre noi potrivit cu experiența care au avut ei cu Dumnezeu. De asta ne sunt un nor mare de martori, oameni cu o foarte mare credință în Dumnezeu, care au făcut ceva. Spre exemplu, Abel a adus o jertfă, e activ verbul acolo. Noe a făcut o corabie.
Spre exemplu, Avram a plecat din Ur, din Haldeea, și s-a dus unde l-a chemat Dumnezeu. A făcut ceva, a acționat. Nu doar asta, dar veți observa ceva foarte interesant. Un om credincios, ca și ăștia din text, ca și părinții lui Moise, cum vrem să fim și noi, părinți, frați, surori, credincioși al lui Dumnezeu, oamenii ăștia au avut câteva caracteristici și sunt câteva învățături sau doctrini pe care nu le dezvoltăm acum. Dar un lucru important în text, știți ce este? Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Mai mult decât atât, un semn al credinciosului, el crede că Dumnezeu a făcut lumea asta din nimic, la porunca Lui, slăvit să fie Domnul. Crede într-un Dumnezeu creator. Doi, crede că apropierea de Dumnezeu e cum a făcut Abel. A venit cu jertfă, cu sânge. El crede lucrul ăsta. Crede într-o jertfă substitutivă. Crede într-o apropiere de Dumnezeu potrivit cu harul lui Dumnezeu. Să moară cineva nevinovat pentru el vinovatul. El crede asta. Este o învățătură apropierii de Dumnezeu prin jertfa lui Hristos. E aici în text. Crede în același timp că Dumnezeu, cum a făcut pe vremea lui Noe, că a pedepsit lumea, că a osândit lumea, că a judecat lumea, că a venit potopul, că a pedeapsa lui Dumnezeu. El crede în judecata de apoi. Credinciosul crede în Dumnezeu Creatorul, crede în apropierea de Dumnezeu prin jertfă, crede că Dumnezeu aduce o zi a judecății și în același timp un semn al credinciosului, ca și Avram în cronologia textului, un om care a părăsit Ur, Haldeea, a mers și a trăit în cort, o părăsit, dacă vreți, leagănul civilizației vremii respective. Știți unde s-a născut scrisul? În Sumer, în zona respectivă. Sumerieni, în zona Haldeei, în zona respectivă. Acolo s-a inventat scrisul prima dată. Acolo s-a inventat prima dată agricultura. Acolo tot ce înseamnă arhitectură și lucruri de o frumusețe extraordinară. Orașele care le descoperă ăștia cu pensula acum, cu pensoanele arheologii, în zona aia, Ur, în Haldeea, în zona Irakului și așa mai departe, sunt orașe care le descoperă. Sunt mult mai frumoase decât o grămadă de sate de unde venim noi. Și vorbim de mii de ani în urmă. Oamenii ăia de unde a plecat Avram nu erau niște înapoiați. Erau, dacă vreți, centru și apogeul civilizației la vremea respectivă. Și Avram, totuși, ca un credincios, pleacă de acolo și merge și trăiește în cort. De ce? Credea într-un Dumnezeu creator. Zidea altar după altar și s-apropia de Dumnezeu prin jertfă. Era un om care aștepta judecata lui Dumnezeu și răsplătirea lui Dumnezeu. Ce specie de credincioși suntem noi? Și ce ne caracterizează pe noi? Aș vrea, frații mei, să continuăm închinarea noastră gândindu-ne profund la aceste distincții a unor oameni care trăiesc în lumea asta, dar care au ochii prioniți spre răsplătire și așteaptă o cetate a căror temelii veșnice, cum făcea Avram. Adică el e străin și călător prin lumea asta. Noi avem sentimentul ăsta, că suntem străini și călători. Și ce aș putea să-ți facă faraon, nu? Părinte al lui Moise. Ce poate să-ți facă faraon prin porunca lui? Tu ești străin și călător, fă dar voia lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne. Spune despre Moise la un moment dat că nu s-o temut de porunca împăratului, nu s-o temut de mânia împăratului. Dar de ce? Pentru că și el era străin și călător. El avea un obiectiv care îl depășea pe el. Și el s-a supus voii lui Dumnezeu. Și în felul ăsta învingi teama, învingi spaima. Când conștientizezi ce spune Dumnezeu despre tine, cine este Dumnezeu și ce are în vedere să facă cu viața ta. De asta, frații mei, ne încredem totalmente în El și în harul Lui, slăvit să fie numele Lui în veci. Și închinarea noastră să fie o închinare dintr-o inimă credincioasă, care se ancorează în ce spune Dumnezeu, nu în ce spun experții. Doamne ajută!